V-am mai zis că e jale pe piața IT din România? Dar de data asta vin și cu cifre. Hai să vedeți câte concedieri a făcut fiecare companie din top 10 cei mai mari jucători din piața IT din România. 8 din 10 au avut mai puțini oameni în 2023, ceea ce știm cu toții că înseamnă concedieri. Iar peste 2000 de angajați au fost concediați anul trecut din toate cele 10 cele mai mari companii de IT care activează pe piața românească. În 2022, domeniul IT a înflorit brusc după pandemie, timp în care cele 10 companii, cele mai mari companii, au pus la bătaie 2600 de locuri noi de muncă. Doar că minunea asta a ținut un singur an și în 2023, ce credeți? Aceleași companii concediau 2000 de angajați. În 2022 erau aproximativ 27.700 de angajați față de 25.700 anul trecut. În top 3 cele mai mari scăderi în ceea ce privește angajații au fost Ericsson Telecommunication cu 584 de angajați mai puțin, Amazon Development Center și Oracle Global Services Romania. De fapt, poți să te uiți aici la micuțul ăsta grafic ca să vezi care e situația tristă a angajaților din domeniul IT. Și problema asta nu este la nivel intern în țară, este și la nivelul celor care lucrează în străinătate. În trecut, motivul pentru care numărul angajaților fluctua în marile companii era că tot apăreau altele noi unde migrau angajații. Doar că anul trecut a fost un an destul de dificil pentru privilegiații din IT, fiindcă la nivel mondial au fost înregistrate concedieri masive, un trend care a ajuns și la noi. Și dacă vă întrebați de ce se întâmplă chestia asta, e bine, pentru că în pandemie au fost angajați foarte mulți oameni, iar acum nevoia angajatorilor de personal a scăzut.